Cine nu mai văd în lume? Săracule! You say you are lost and your need of some advice. Mai zi ce ai zis? Zi ce ai zis cu master aici? Te spun. Ce faci? Mă hoip? Bonjour. Bună dimineața! Bonjour, mon petit ami! Bine ați venit în Quebec, capitala de provincie, capitala regiunii Quebec, care poartă același nume. Dacă nu vă spune, poate ați crede că suntem într-un oraș franțuzesc. Nu știu dacă este cel mai european oraș din toată America de Nord, dar cu siguranță e cel mai european oraș din Canada. Te plimbi pe străduțele astea și arată ca un mic orășel cochet din Franța anilor buni. Deși n-am fost în Franța, dar așa pare, nu știu, și cu numele în franceză, și cu limba, și cu oamenii vorbind quebecoaza aia lor, care e mai grea decât franceza. Dragi prieteni, bienvenue la Quebec, bine ați venit. Și mi-a zis unchiul Vincent o glumă, știi ce a zis francezii prima oară când a fulgerat? Și a făcut așa, a zis, Quebec! Și așa a rămas numele. Suntem frumos pe Rue Saint-Jean de la Craiova. Am vrut să urcăm la acolo sus. Sunt dealurile lui Abraham, ceva de genul. În spaniol apare Gianuras de Abraham. Dar am tot urcat și am tot urcat și așa ne-a luat o transpirație pe spate așa frumos în această iarnă plăcută și nu ajungem acolo, așa că foarte probabil nu mai ajungem acolo, dar mergem către centrul vechi, mergem să vedem toate frumusețile acestui oraș, prima așezare franțuzească din zonă și practic singurul oraș cetate din Canada și America. Hai, let's go, Statele Unite ale Americii, mă refer. Cât noi ne chinuim să ajungem pe dealurile lui Abraham, vă lăsăm cu cazarea, pentru că gazdele noastre sunt români și apartamentul e chiar drăguț, fiți atenți. Bună dimineața! Filmește? Filmește, nu? Acum, recent trezit, dacă tot, suntem cazați la niște compatrioți în casă. Vă las link în descriere cu Airbnb-ul ăsta dacă vreți din față. Runtur, rapid, dar rapid, minunca, poți stai aici în dulapul ăsta dacă vrei. Poți stai aici în dulapul ăsta. Stai așa să dăm microfonul să vedem toate părțile. Deci dacă vrei poți să treci de aici, mai ai de mers acolo, dar dacă mă duc după aia trebuie să mă întorc și mult drum. Avem aici frumos un laundry place unde să speli hăinuțele, e foarte drăguț apartamentul și o să vedeți o chestie foarte românească, frate, românul pregătit pentru tot. Asta e bucătăria, cum îi place la Luca, e cu insulă din asta în mijloc. Aici frumos din asta de făcut cafea. Aparat și uitați câte capsule și câte cafele și ciocolată caldă și super pregătiți, frate. E una din cazările cu cea mai... Adică unul din Airbnb-urile unde am văzut cele mai multe chestii în caz de ai nevoie. Uitați-vă și voi câte pahare, toate felurile. Cei care călătoriți mult știți, vine cuptor, toate astea. Uite un pic câte lucruri sunt aici. Deci nu îți lipsește absolut nimic, uitați aici. Mirodenii din astea, dacă vrei să faci de mâncare, uite câte cuțite. Deci e super, super pregătit. Cuptor cu microunde, ăsta le spun la vase, toate cele. Uite, aici îți dai seama că e ce trebuie, când vezi că scrie bine ați venit. Da? Foarte frumos, ne-am lăsat niște bomboane, astea erau aici, nu le-am adus noi. Ăsta e living-ul. Foarte frumos. Și dacă la hotel acolo tot n-am avut pom de Crăciun, aici avem un pom ușor de Crăciun, acolo avem altul. E foarte decorat așa, seara când stingi tot, se aprind luminițele astea. Arată Crăciun un pic, așa nins puțin, avem și, dacă vreți să facem focul, dăm drumul ăsta, facem și focul. Canapeaua asta, nu știu dacă se face pat, probabil că da. Baia, ia uite, vedeți ce baia frumoasă. Spațioasă, drăguță, din nou, uite, prosoape câte vrei. O grămadă de prosoape, cabină de duș. Îmi place oglinda asta, foarte mișto. Pam, pam, și dormitorul principal, care are și... În spaniol zice vestidor, nu știu cum se zice în engleză sau în română. Patul, acolo geam și aici din nou încă o cameră dacă vreți dormi. Nu, aici îți lași hăinuțele.
Da, cum vi se pare? Așa că e super, super frumos. De câte am înțeles, au 3 apartamente în blocul ăsta. Suntem la 20 de minute de mers pe jos către centrul orașului. Vedeți că are și un balconaș, dar dacă vii iarna ca și noi, nu o să folosești. Of, domnule, stai să stin focul. Deci da, dragi prieteni, ăsta e apartamentul gazdelor noastre, compatrioții noștri români care sunt aici, cred că de vreo 20 ceva de ani, nu știu dacă aveți în bine. Avem și un birou, hai să mergem afară, în cel mai european oraș al Nord-Americii. Avem partea aia, prea desplăcăm? E de vreme să beau vin, nu? Avem și ciocolata asta, tot de la era. Ce drăguț. Hai să mă cumpăr. Ce-mi place momentan mai mult decât la Montreal e că Quebec e mult mai colorat, clădirile sunt mult mai colorate, albastre, roșii, verzi, toate culorile și blocuri mai mici, așa, nu știu, îți dă un sentiment mai de casă, parcă Montreal era mai rece, mai fără suflet, așa. Aici e altă poveste. Când am fost noi aici cu 8 ani de zile, aici e primul loc care mi-am pierdut mașina, a nins așa tare peste noapte și nu era niciun pronostic de ninsoare, de n-am mai găsit-o, n-am mai știut unde. A acoperit-o cu totul. Bonjour, strămâna, doamnă. Vezi, ați văzut ce francez știu? Uite, urcăm și începe să dăm de zăpadă, că tot asta am vrut. Uite, am transpirat, nu mai ne e frig, am rezolvat și problema asta. Și presupun că astea sunt steagurile regiunii, nu? De aici e actualul prim-ministru Trudeau. De aici e quebecos din ăsta. Mai țineți minte când eram animale, îi spălam fetele? Și ce faceți? Spălam fetele. A, tu n-ai crescut în România, nu știi tu ce-i dușul ăla cu zăpadă. Oh, oh, norocoasă. Eugenie, de unde ai scos-o? De un buzunar. Bă, asta am văzut și de unde e Eugenie. Eugenie de Dobor, de unde ai? Am căpătat-o. De unde? Am căpătat-o din Montreal. Și am adus-o până în Quebec să o mănânc cu tine aici la săpadă, vrei? Vrei una? Da. Ai min, mă bag. Da. Și acest video vi-l întreb foarte puțin, să vă spun că na, tocmai a început anul și știu că multă lume își face planurile pentru anul următor. Vă luați o grămadă de vacanțe, o grămadă de concedii. Să știți că în descriere aveți 5% reducere la asigurarea de călătorie pe care noi o folosim de 4 ani de zile. Singura asigurare de pe piață prin care nu trebuie să plătești absolut nimic în avans. Orice se întâmplă, sun frumos pe net și te trimit la cele mai buni clinice peste tot în lume. Hey Mondo, linkul este în descriere, 5% reducere, nu călătoriți fără, că o să vă pară rău. Vă spun din experiență. Link în descriere. Nu înțelegem semaforul aici, dar noi când vedem că trec alții, trecem și noi, dar ăsta e... nu merge. În fine, astea fiind spuse, nu uitați că ne puteți ajuta abonându-vă. Este un click gratuit, un 20 de secunde din viața voastră ne le dăruiți nouă și ne motivează să continuăm să intrăm în acest 2024 cu forțe noi și proaspete să descoperim o gârlă de țări. Ce auziți? Crac, 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 sub picioare. Deci mă simt foarte, foarte fericit plimbându-mă prin partea asta. Deci uitați-vă și voi ce drăguț e totul ea. Uite și tu ce frumos. Am ajuns și noi în sfârșit acolo, pe un parc, da? Acum parcă simt și eu că iarnă. Nu știu. Și să știți că foarte multă lume, Raluca bagă vlogurile ei pe Instagram, mini vlogurile ei, să știți că foarte multă lume consideră orașul ăsta cel mai frumos oraș canadian. Dar mie mi se pare o jignire la adresa Canadei, adică cel mai frumos oraș din țara ta. E un oraș care seamănă cu o altă țară, de cealaltă parte. Nu-mi place, la fel ziceau și în Miraflores. Am șters vlogul ăla din Miraflores, n-am apucat să-l postez, pentru că veneau sărbătorile și n-am mai vrut vloguri de acolo. Dar la fel ziceau din Miraflores, cartierul din Lima. Cel mai frumos cartier din America Latina, nici măcar nu pare că e America Latina. Păi nu-i bine, nu-i bine că locul care e cel mai frumos dintr-un loc să nu pară că e din locul ăla. Nu-i bine. Sau nu știu, doar mie mi se pare așa. Și asta-i pofta, ce-am poftit. Ia, ia. Aici vreau să ajungem, ăsta este parcul, vedeți, sportul național în Canada, lumea vine la alergat. Voiam să urcăm aici pentru că se vede frumos orașul. După aia putem continua mergând prin parc, până în centrul vechi, până la Chateau Frontenac, cred că se numește, care e cel mai fotografiat hotel al lumii. O să mergem și acolo și în centrul vechi, unde sunt toate clădirile frumoase, vedeți surțuri acolo. Lumea vine, face sport, e un parc foarte, foarte drăguț, foarte curat, cum sunt toate parcurile
canadiene. De asta voiam să venim, să luăm o gură de aer proaspăt și să coborâm către centru, bucurându-ne de priveliște astea, să nu mergem doar prin niște străzi așa random. Și clădirea aia pare o construcție... Și clădirea aia de acolo pare o construcție brutalistă, așa. Mă scuzați. Ia uite ce frumos se vede aici. Ăsta e unul din cele trei turnuri rămase care erau aici puse să protejeze zona. Au rămas trei, dar de fapt erau patru. Și sunt și turnurile astea aici și acum o să pun un disclaimer. Eu știam, din ce am citit acum foarte mult timp, că în Quebec sunt niște turnuri care au fost luate din Crimea, războiul din Crimea, și au fost puse aici. Dar nu știu dacă sunt aici sau la cetate, nu sunt sigur de chestia asta. Râul care înconjoară orașul, uiteați cât de frumos se vede. Știu că lumina nu e ideală, e așa întunecat, norat, este ora două doar, dar nu, vă puteți face o idee. Vasele alea care nu știu ce transportă, sună ceva că păcăne, crăcăne, nu știu ce se întâmplă. Și acum știm unde sunt toți cetățenii și vizitatorii orașului Quebec. Aici, în centru vechi. Pe strada San Luis. Așa. You come and wake me every night. You say you miss the concert of you and I. You and I. Foarte drăguț, are așa un spirit de bas, foarte drăguț, da. Ne place tare, îmi place. Și parcă e mai decorat decât alălalt. Așa am văzut să zic, mi se pare că e mai colorat pentru că are mai multe ornamente din astea de Crăciun și mai multe beculețe. Mm. Ca Montreal, de exemplu. Da, da. Café de Paris. Café de Paris, Și dragi vlog spectatori, cu voi, direct din cartea recordurilor, cel mai fotografiat hotel din lume. Catch my lungs, give me air, give me some peace, oh darling please. Oh darling please. Tu de chiar ești? Dacă vrei să mergi cu căreașca, este $120, 30 de minute. Eu zic să mergem două ori. Cine s-a ridicat căciula în cap și ăsta? Aici. Să ascuns în rucsac aici. La mine. Ce absolută bijuterie, bă băieți. Ia uite. Uitați-vă și voi cum arată. În ziua de azi aparține lanțului hotelier Fairmont. Poate cel mai, n-a spune exclusivist, dar cu siguranță cel mai elegant și old money style hotel din America, spune eu. Da. Este și cel din Banff, care arată absolut superb, de fapt e în San Luis. Iar ăsta e cel mai fotografiat hotel al lumii. Înăuntru sunt și câteva restaurante, este și un spa, poți să faci cu $25 un tour. Noi am intrat în el. Și Raluca a făcut un îngeraș de zăpadă chiar aici, acum mulți ani de zile, când eram mai tineri și mai voioși. Glumesc, suntem tineri, nu atât de voioși ca înainte. Se vede din toate părțile, nu știu exact câte camere are, prețurile probabil sunt astronomice. Pe aici undeva este o faleză, un soi de faleză, acolo este râul. O să mergem încolo, este și un funicular. Este o faleză de unde se vede foarte frumos și pe acolo acea stradă la fel pare super, super drăguță. Asta e partea cea mai frumoasă, așa arată centrul din Quebec. Și acum puteți înțelege de ce marea majoritate a turiștilor naționale, adică canadieni, aleg Quebec pentru vacanța lor, pentru că nu seamănă cu niciun alt oraș nord-american. E cumva o pată de Europa, o călătorie către Europa aici acasă, între ghilimele. Mult mai chic, să spunem așa. Chic, Raluca, chic. Chic. Nu știu franceză. Foarte frumos e hotelul. Este absolut superb și vizită obligatorie. Să vii să-ți faci o poză, să-l vezi. A fost construit mulțumită
ca mare parte din această țară și acest hotel a fost construit de Canadian Railways, cei cu trenurile. Trenurile în Canada au avut o importanță deosebită, mare parte din infrastructura, cel puțin de lux, a Canadei a fost construită de aceiași oameni care au făcut trenurile, care la rândul lor au fost ajutați de ingineri veniți din Elveția. V-am mai spus povestea asta și anul trecut. Vă recomand să vedeți cum s-a construit Canada și cum o cale ferată a modelat o țară întreagă care arată astăzi așa. E foarte interesantă povestea. Fairmont-ul rămâne aici. Continuăm explorarea. Ușor, ușor mingheață mâinile. Deci se lasă frigul, nu? Se lasă frigulețul. Deci da, puteți face tururi, puteți, dacă vă permite să dormiți în el, eu cred că e o experiență cel puțin de făcut o dată în viață. Cine știe, rămâi pe listă. Mai vedem. Acolo, nu știm de ce, este o foarte mare coadă, nu cred că e la Starbucks, probabil să faci vizita castelului, că e un castel până la urmă, e șatou. E gri așa acum din cauza vremii, dar totuși e, eu zic, e super, super drăguț. Rue Royale. Rue Royale? Da. Nu-mi dau seama la ce e coada. Poate la unul din restaurante. Noi am cunoscut un om din Quebec când am luat cine aduce Montreal și a zis că sunt vreo 3 restaurante înăuntru și unul dintre ele e economic. Restul sunt super scumpe. Unul dintre ele are prețuri bune și probabil ăla se face coadă. Mă rog la Dumnezeu să nu fie coadă. A, nu, e coadă la vin fiert, mă. Acolo vine unul vin fiert afară. E ceva cu $3. Da. Dar să în ce? Normal, Luca. Tu, dacă vezi o ofertă și o coadă undeva, du-te, mamă. Du-te, poate dau tigăi. Du-te. Du-te, 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 poate primești tigăi, iubire. Nu, no, mergem să vedem că ești fierbi. Uite că ninge, fulguie. Nu mai știi că ești? Nu, cu tine nu mai mă duc în lume. Săracule. Săracule, vrei să plătești $8 undeva unde e coada la 3? Ce? Hai să vedem ce e, hai. Mai, hai să plăm, hai, vine. Vino, vino, vino. A, să mă duc eu să spun ce e? Fac pareu că nu-i vin fiert, că în Toronto era $15 vinul fiert. A, uite, ceva, jeleu, ce e ăla? Ce-i la un cățe? A, maple, a, ceva bomboană făcută din maple, din sirop de sare. Hello! Da, e sirop de arțar pus pe gheață, frate. E sirop de arțar pus pe gheață și lumea și le-a pe băți. Mi-am făcut frumos poza asta care îmi spune unde o să dorm eu peste câteva ani, deși nu prea mai vreau să vin în partea francofonă a Canadei, că am venit de două ori și cred că e suficient, dar aș veni numai să dorm aici odată. Acum întrebarea e, din serioasă întrebare e, cade zăpadă din cauza vântului de pe Fairmont sau începe să fulge să vin? Ar fi o surpriză foarte plăcută. Hai să mai vedem ce mai are de ferit orășelul ăsta până nu înghețăm și să mâncăm de la. Nu mai avem baterie. Și luăm cu telefonul. Nu că am venit noi nepregătiți, din cauza frigului bateriile se descarcă mai repede. Avea, avea 40, am văzut în Laponia, avea 40% baterie și acum într-o dată pulpui s-a stins. Aia e, ce să faci? Na, frigul spune cuvântul. Nu contează, avem telefonii. Se aude românește și în Quebec, am mai auzit oameni vorbind. Quebec, la fel ca și Montreal, are și ea catedrala sa Notre-Dame, care e mult mai micuță, dar din ce mi-amintesc eu, nu știu dacă putem intra acum, e mult mai drăguță înăuntru, cel puțin are o orgă foarte, foarte faină. Uite, văd că ies oameni, deci probabil se poate intra. Și insist pe stilul ăsta de arhitectură. Deci, dacă ești nord-american și n-ai fost niciodată în Europa, asta e... E locul ideal în care să vii să dai o tură, să vezi ceva total diferit. Anunț important la intrare. Lumânările nu-s gratis. Mă, s-a încălnat de grupul de 40 care pleacă tot seara. Mă, cât sunteți aici? Eu am fost în altă biserică acum 8 ani aici în Quebec.
Ori organul mai e, era una și avea niște becuri albastre așa. Ori a fost înaltă parte. Uitați ce frumos e amenajată cu un separator aici. Din asta, în sus, cuier. Din asta să te pui la rugăciune. Aici se pare că a fost și un soi de târg de Crăciun, sau poate e și mai încolo, nu știu, cât de ceas? 2:30. Nu știu, aici parcă vezi spiritul ăla, îmi transmite spiritul ăla de sărbători de iarnă, dar parcă e mai frumos aici, nu știu ce, mă simt mai ok și lumea parcă e mai zâmbăreață, în real era mai supărat așa. Ne-am întâlnit și cu 4 români că ne-au recunoscut. La ora 4 se deschid toate târgurile astea și nu știu ce clădire e aia, dar e super mișto, frate, asta de aici. Nu știu exact ce e, dar e foarte faină. De fapt, toată zona asta e faină, ce mai? Uite. Dacă știam un loc, stăm 4 zile aici și 7 Montreal, stăteam 7 zile aici și 4 Montreal. Dar bine, probabil și ăsta, fiind atât de micuț, la un moment dat ne plictiseam. Are papuci! Vedeți câinii care i-am văzut, pe care i-am văzut au păpucei și geacă pe ei. Haide! Hai să mergem într-un loc foarte special. Buticul lui Moș Crăciun. Dar eu mă întreb, cei care trăiți în Quebec, ăsta e deschis tot anul? Pentru că noi și de-a trecută când am venit, acum 8 ani era înainte de Crăciun și tot. Și tot e numai ornamente de Crăciun. Eu cred că e deschis tot anul, pentru că așa se numește. Deci poți vine iulie aici să cumperi chestii pentru moșul? Da. Superb, deci e absolut superb local. Deci vă vine să credeți sau nu, aici e coadă la popcorn și la foarte bine. Pare rău că trebuie să filmez telefonul aia, poate altfel. Și deci orice plic, mamă ce miros a venit a popcorn de la dulce. Uitați de ce frumos e pe aici, ce? Ia uitați. Miroase dulce, tare, tare frumos. Miroase dulce, fain, fain. Ia uite ce frumos se vede pe aici, uite. Am ținut bateria în buzunar aici, s-a încălzit un pic, avem 30% baterie. Suntem în cel mai important loc din Quebec, probabil, se numește Plaza Place Royal. Și locul ăsta, vezi, avem aici cafenele, un brad de Crăciun. Cred că asta e cealaltă Notre-Dame în care am intrat eu, că vă scrie aici Notre-Dame de Victoire. Acolo se cântă colinde și ăsta e locul în care în 1608, acum foarte, foarte mult timp, s-a construit prima așezare franceză permanentă din Americi. Deci ăsta e locul, ăsta e renașterea Franței în America de Nord. Ăsta a fost primul loc unde s-au așezat franceze și de aia construcțiile arată așa, apoi au trecut și britanici pe aici și așa mai departe. Dar e un loc foarte, foarte important, e cumva epicentrul orașului și un loc de o deosebită importanță istorică. Locul foarte drăguț, toate clădirile de aici, clădiri istorice, avem o biserică sau o catedrală, nu știu ce e exact. E biserică catolică, biserica catolică din Quebec City acolo. Foarte drăguț, foarte drăguț. Și mă bucur tare mult că am ieșit astăzi afară să dăm o plimbărică, e foarte animat totul, fulguie puțin, oameni mulți peste tot. Ăsta e un lucru care mi se pare interesant într-un oraș canadien, e că te plimbi prin oraș și sunt pustii și după aia în două străzi toată lumea. E toată lumea, da, așa e. Ia uitați ce cafenea avem și aici. Deci da, dacă ne permiteți un sfat și pe viitor vă gândiți să vă faceți Crăciunul prin Canada, cel puțin pe partea francofonă, alegeți Quebec, pentru că din toate orașele în care am fost, ăsta mi se pare cel mai frumos și cel mai cu spirit de sărbătoare. Dacă nu, ar fi cumva cealaltă parte, adică ori în New York, ori chestii de-astea, ori prin aici, prin Alberta, dacă vrei natură și zăpadă până la gât și schiu și schiat și așa mai departe. Dar în ceea ce ține de orașe, clar aici e. Ăsta e... Numai că, la fel, dacă trăiești în Franța sau în Germania, nu, n-aș veni poate până aici, pentru că o să ai un spirit de casă. Adică aici, repet, eu cred că dacă n-aș spune,
am putea înșela câțiva oameni zicându-le că suntem în Franța. Și cred că trebuie să facem cumva să, dacă târgurile de Crăciun, post-Crăciun, nu sunt deschise decât de pe la 4 încolo și nu avem unde să ne încălzim, totuși cred că trebuie să degustăm un putin. Pentru cei care nu știți putin, o să vedeți, sunt niște cartofi. Eu de câte ori mănânc un putin, zic că am mai murit putin, pentru că e o bombă calorică. Dar nu știam că s-au inventat aici în Quebec, am mâncat în multe orașe canadiene, nu știam că s-au inventat aici. Și mă gândesc că la el acasă trebuie să-l încercăm. Uite, de acolo coboară funicularul. Cartofiori cu brânzică și gravy, n-ai spus. Da, cu de toate în ele. Da, da. Acolo sus e chateau, acolo sus. Vezi, vine lumea cu funicularul. Noi am coborât pe scări. Săraci. Dar clar trebuie să ieșim de aici ca să mergem să mâncăm undeva, că aici nu cred că găsim nimic. Deși am văzut restaurante foarte, foarte drăguțe, dar n-am văzut putin aici, mai sofisticat. Da. Merluza și cu ăla. Uite aici. E clădirea mea preferată asta aici. Când o să fiu mare, o să am și eu ghirnalda aia, sau cum se numește, rosconul ăla așa mare. Cântă oamenii de acolo, aici e un patinoar. Și astea fiind spuse, dragi prieteni, ăsta este vlogul nostru de aici, din Quebec. Cel puțin primul. Mâine mergem pe munte cu rachetele alea, avem treabă. Și deși intenționam ca acum să mergem la restaurantul pe care l-a găsit Ralu, unde să gustăm un putin tradițional, chestia asta va trebui să aștepte, pentru că tocmai... O să facem altceva tradițional. Da, și foarte tradițional, tocmai a fost sunați de gazdele noastre care ne-au spus, mă, când voi vedeți chestia asta, mâine e Revelionul. Și ne-au sunat și a spus, bă, eu știu cât Revelionul vreți să veniți, dar măcar am un grătar, veniți la noi acasă să mâncați un grătar. Și dacă toți sunt gazdele noastre, am zis, cum să nu onorăm invitația. Așa că nu mai mergem să mâncăm putin, că de mâncăm putin de la numai unul și două zile după ăla. Și mergem la gazdele noastre să mâncăm un grătar. Deci da. Vă mulțumim din suflet de vizionare, nu uitați că vă puteți abona dacă vreți să ne ajutați. Camera moare, vă mulțumim din suflet, ne vedem in the next one. Pa! Maybe a love like ours can lead out its cause.